Vă salut, eu sunt Andrei și sper să mă auziți că e un pic de gălăgie în jurul meu, pentru că astăzi avem un episod periculos, aș putea spune, pentru că am luat Loganul ăsta și nu a fost ușor de obținut. L-am închiriat de la băieții de la BDV Best Auto, mai bine zis împrumutat, un serviciu de rent-a-car, dacă aveți vreodată nevoie de un Logan ca să mergeți rapid cu el pe circuit, să nu uitați de ei. Și ce facem în dreapta noastră, uitați-vă, e circuitul, probabil se și aud pe fundal mașini care trec. În stânga, dacă pune Ștefi, sunt prieteni de-ai noștri subariști, deci oameni care au venit să facă performanță și noi am venit să îi încurcăm. Bine, nu ăla ni planul, dar în mod involuntar poate un pic îi încurcăm, pentru că avem un Logan 0.9 benzină, 90 de căluți, turbo, stock, n-are nimic modificat și vrem să-l punem pe circuit să vedem cum se comportă, bineînțeles. Ce am observat eu interesant la Loganul ăsta, ce scrie pe cauciucuri. Pentru că încă are cauciucurile de iarnă în diverse părți ale țării, îi frig și atunci cei de la rent-a-car nu pot să le pune pe cele de vară încă și scrie Snowmaster. Deci avem cauciucuri Snowmaster. M-aș fi bucurat mai tare dacă aveam cauciucuri Circuitmaster, dar aia e. Și să nu credeți că am venit singur la circuit, că am venit cu mentorul meu, Ion Mihuț, dacă mai țineți minte și Subaru din video, o fost și el și Subaru. Și el ce face, că tot vorbeam de cauciucuri și-o pus cauciucuri speciale pentru circuit. Exact. Deci nu ai venit cu alea de stradă? Sau ai venit cu alea de stradă? Am venit cu alea de stradă până aici și aici le-am pus pe alea de circuit, care de fapt sunt de raliu, nu de circuit. Ok, sunt de raliu, nu de circuit. Și care e diferența? Dacă te uiți, au niște striații, dar anvelopele de circuit nu au striații deloc. Ok. Ele sunt full slick. Deci alea sunt full slick. Da, și astea sunt slick de raliu, compoziție medie. Așa. Și profilul la raliu, fiindcă noi suntem chiar pe circuit, diferă de cel de circuit. Dar sunt mai bune decât astea? Sunt mai bune decât orice ai pilotat tu vreodată. Deci, bați Loganul? Acolo s-ar putea să am o problemă. Acolo e greu, nu? Loganul e greu de făcut. Acolo s-ar putea să fie o problemă. Așa, și suntem în mașină, echipați corespunzător, pentru că siguranța e importantă, îmi zice domnul Ion Mihuț, vicecampion, nu știu cum e, Păsate. Ce? Vicecampion Păsate. Vicecampion Păsate. Intrăm cu Loganul. N-am mai făcut niciodată un tur de circuit, dar exact de asta Ion Mihuț o să-mi zică. Am oprit clima, nu sunt pe modul eco, deci mă folosesc de toți cei 90 de căluți pe care Loganul ăsta are. N-am încălzit gumele, în schimb. Le încălzim până acolo cu 50 pe oră, gumele astea de iarnă, așa se încălzesc, de n-ai ce face cu ele. Să fac așa stânga-dreapta? Nu, lasă că suntem bine. Avem și unde verde. Stai. Păi, nu stau. Și plecăm în outlap, practic turul de încălzire, nu? Da. Tu mă cronometrezi, deci Mihuț când o să trec linia de start sosire are cronometru pregătit. Hai, pe asta n-am intrat bine, trebuie să intru. Nu, păi n-ai cum o să intri bine la outlap, deci e ok. Asta o să-l sacrificăm ca să-l abordez pe ăsta bine. Ieși în exterior aici. Bun. Tare, până pe vibrator. Hai că mi-o tăia puterea. Și rămâi. Nu știu cum dezactivez ESP-ul. Scot siguranță de la ABS. Stai pe dreapta aici. Bun, stau pe dreapta. 5000 de ture, încă mai avem pistoane. 5500, 4. Și uite, verde. Ești pe timp. Ești pe timp. Hai, deja au trecut 3 secunde. Ești dreapta 5-a. E tare că antifonează mult casca, nu dau seama, cred că e foarte multă gălăgie în realitate. Frânează mai tare. Să frânezi mai tare? Da, și trage mai la interior, stai pe dreapta, nu te arunca tare la interior, fiindcă e tot așa un viraj lung. Lasă-o să curgă, ieși pe vibrator, te blană. Îți blană stai, de mult! Stai pe exterior. Îți blană de mult! Aici trebuia să rămâi pe dreapta. Dacă e cursa mai scurtă. Rămâi pe dreapta. Bun. Aici lași accelerația și tragi la interior. Trag la interior. Și accelerezi. Op. Blană. Bun, îți blană. Tu ai frânat. Păi am frânat la început. Dar după aia am fost blană. Aici frânezi tare la con. Chiar atât de tare. Ne depășește un Renault. Nu știe el cât de frânat. Să ne depășească. Lăză, mă suspirează. Căruța. Stai, așa. Bun, hai boss. Renault, și eu am tot Renault, numai că e Renault românesc. Stai pe stânga că ratezi virajul. Bun, nu ratez. Aici să ții dreapta tare, să rămâi pe dreapta. Bun, rămân pe dreapta. Frână. Ce bun a fost spatul ăla, să rămân pe dreapta. Perfect. Bun, rămâi pe stânga. Rămân pe stânga.
L-am făcut pe ăsta cu golful! Ha! Golf 5! Bine, cred că el e în turul lui de răcire. Du-te, du-te, nu frâna! Nu frânez! Bun! Plană! Ai, ai! Stai pe stânga! Stau pe stânga! Mai tare pe stânga, nu ești pe stânga, ești pe mijloc. Bun! După cele două conuri frânez. Tare! Adică după astea. Puteam frâna și a treia. Mai târziu. Bun! Trage mai la interior, lângă cauciucuri. Așa. Drag, dar nu merge pe interior! Merge și aici trebuie să deschizi mai tare. Hai! Deja două mașini în spatele meu. Încerc să le las un pic de loc, dar nu cred că se bagă, că n-au curaj. Și zice, bă, nu îi băgăm pe ăla cu golanul. Stai pe... lasă-l să meargă și aici nu tragi la interior. Am vorba că nu depășim pe dreapta. Bun. Trage aici un pic stânga. Și hai să vedem. Aici linia de start se ține. 2 minute 25. E un timp bun sau un timp rău? E un timp rău. Te-au făcut ăla cu corvetul. Acum știi care e faza. Ca să ne dăm seama dacă e un timp bun sau un timp rău, trebuie să faci și tu un lap, să vedem cât scoți. Așa, m-am dat jos. Am dat jos și vreau să vă zic că un pic miroase ambreiaj. Cred că cauciucurile nu sunt calde, dar s-au încălzit. Acum e tura cu domn Mihuț. No, prima impresie cum e? Taci. Nu se reglează volanul, boss. Ce zaț. Cum e așa? Îl căutam de... Simți că are power mult așa? Da. Poți duce atâta power. Stai un pic, că sunt a treia la 50. Ai un pic de răbdare cu mine. Outlap-ul. Să nu... Op! Să nu-l rupi outlap, am vrut să zic. Hai că eu zic cum să meri. Da, meri bine. Păi bun. Dacă dau cu capul de ușă, înseamnă că merg bine. Suntem numai cu SRP-ul pornit. Bun, boss. Numai asta zic. Vezi că asta e numai tura de încălzire, să nu-l înfoc. Ai, e mie. Eu am crezut că eu m-am dus tare. Îl lăsăm pe ăsta cu M3-ul să meargă. Da, în plus că nu ne mai trebuie gen mașina. Asta gen trebuie returnată înapoi de la rent-a-car. Da? Da. Nu m-a dat-o cu dau start, stop, când îți pe linia albă. Exact. Bun. Start. 3 secunde până simți acolo. Simți cât e deconcentrat. Se simte concentrat, așa-i? Nu știu, dar nu vreau să mor. Ia, ia, că sunt întors în fundul. Ai. Simți power-ul? Nu. Ar trebui să-l simt? Dacia, dacă vedeți vlogul ăsta, ne puteți trimite un set de gume noi. Vedeți, ne ajutați cu un set de gume! Nu stai așa solid în scaunul ăla, că tu te ții de volan. Tu te ții de volan. Așa mergi cu Subaru. E mirare că să te strică. O să vezi. Avem power? N-avem power. Eu am și uitat, eu cât am scos? 2.25? Da. Fai, ai, ai. No, hai să vedem. Recunoști și tu că a fost prea mult. Na. Dar până și casetofonul a rămas fără cuvinte, că e pe mute. Că nu treci pe asta cu ea. El e în outlap. Nu, că nu treci. Fai, sper să nu-mi strice mie hotlap-ul. Claxonează-l, dă-i claxone. Că ți-l strică. Hai că e ok, early braking, ca să poți ieși mai bine din viraj. Frumos. Da, în față e un M3 care... Du-te, bă, mai tare! Iar ți-am scăpat telefonul de pământ. Bun, hai că încă numără timpul. Ce bine! Și Mihuț campionul! Hai să vedem! Hai să vedem! Stop!
Nu zic că te-ai făcut până nu o lași mai încet. Bun, hai că las. Bun, încet, încet, eu sunt de acord cu încet. Dați și voi like dacă sunteți de acord cu încet. Deci turul meu a fost în 2 minute 25 și 94. Adică de ce asta? 940 de milisecunde. Așa. Turul lui Mihuț a fost în 2 minute 15 secunde și 72 de milisecunde. L-am bătut pe Andrei. Da. Zici că era greu. Deci ai fost cu 10 secunde mai bun. Deci fetelor, să știți că el e cu 10 secunde mai repede decât mie. Puteți să-l căutați pe Instagram, Ion Mihuț. Și n-aș putea să închei până nu vă prezint un pic, sau mai bine zis, arăt și parte de atmosferă. Multe mașini pe circuit, nu o să le vedem, dar le vedem pe cele care sunt parcate. Avem un Evo 10 de raliu, similar cu celălalt pe care l-am filmat la noi pe canal, numai că ăsta e super, super pregătit. Hai să vedem un pic și în interior, sper să ne iasă proprietarii. Bună! Aruncăm un cadru așa în interior cu bestia. Lângă Subaru, parte din echipa de subariști cu care am venit. De fapt, asta chiar e a mecanicului nostru care ne repară orice problemă, orice motor, tot. El face, e the best. Mai sunt multe mașini normale, între ghilimele, adică, nu știu, avem o Skoda, un Ford, un Mazda MX-5, frumos, tracțiune spate, cred că merge faină pe circuit, fiind aspirată natural și ușoară. Salut! Avem aici și un Serie 3, hai să aruncăm o privire la el, dacă ne și lasă băieții să-l... Putem să-l filmăm, nu? Coke Diet. E sponsorizat de Cola, cred că. Lângă Renault Cup. Și asta cred că merge foarte bine pe circuit. Am văzut și GTI-ul ce bine merge pe circuit, chiar foarte bine. Cred că la un moment dat el era în turul lui de răcire și noi l-am depășit și stătea bine pe viraje. Și un Nissan de off-road, bineînțeles, chiar dacă intră pe circuit, intră ca și mașină de control. Dacă cineva se blochează, asta îl scoate ușor, îl trolează. Deci cu asta nu merg cu viteza, asta e mai mult organizatorii, că să zic așa. Uite Fiat-ul cum stă, pregătit, cu semi-slick-uri din ce văd eu, cu jante de racing, suspensie, nici nu are numere de înmatriculare. Sunt o grămadă de mașini, sunt foarte multe care n-au numere de înmatriculare, pentru că lumea l-a dus aici cu platformă, deci să chinuie un pic, vă dați seama, să iei mașina, să o pui platformă, să o duci aici, să o dai jos, să te dai cu ea, să-i strici cauciucurile, poate să mai strică ceva la ea, adică și... Băieții cu Subaru, am văzut că ori mai reparat, ori mai meșterit câte una alta, deci nu e neapărat o zi ieftină pentru mulți dintre oamenii de aici, că îi costă foarte mult, deci da, e un sport scump. Și din spusele lui Mihuț, colegul meu, asta e cea mai bună mașină astăzi de aici de pe circuit. Astăzi de aici de pe circuit, doar că noi pilotul care trebuie, e prima oară când ne cărăm cu ea. Așa. Și facem doar teste de frânare și de accelerație, să vedem. Deci astăzi doar o calibrați. Azi o calibrăm pentru Râșnov săptămâna viitoare. Și în câți bani stă o asemenea mașină? Pentru cine se uită și care nu dacă e expert? Dacă nu vede soția, aproape 70.000. Dacă și dacă vede? Super, no, păi nu mă pricep, știu că e Cupra. Da, e ce trebuie. Apăsare da. La sol, cred că are. Are tot ce destul trebuie, de mare ce și trebuie, se poate da, și regla. Foarte, foarte. Mașina am înțeles. Chiar e deosebită. Aruncăm și o privire în interior. Ștefi? Bineînțeles, roll cage. Și o grămadă de butoane factory, pe volan. De fabrică, totul, deci așa vine ea din fabrică. Văd fabrică, că pe volan tot. Are buton pentru porniri, termocuplă, faruri, fază scurtă, faruri. Tot ce e necesar. Și cutie de viteze cu padele. Padele, da. Din fabrică. Din fabrică, din fabrică vine așa ceva. Deci Cupra o face destul de bine. Cred că e una dintre cele mai reușite de cupă la ora actuală. Practic, dacă vrei să devii pilot de raliu, ai luat-o gata făcută. Exact. Asta așa vine sau așa s-a făcut-o? Asta e de fapt mașina, că ce ai tu cu aripi și roți, asta e esența. Deci asta e esența. Da. Restul sunt aripi, geamuri, uși. Deci mașina de fapt e asta. Dar ea nu a venit așa? Nu. V-ați chinuit să o faceți așa? Ca să nu zice lumea că ce e. Dar asta e mașina de fapt. Că dacă tu îți dai jos aripile da? Și ușile, asta îți rămâne. Restul era în plus. Da, exact. Numai atât dacă acum vă plouă, vă bate soarele. Păi da, ăsta e farmecul. Cai? Cât cai? 350 are. Foai, 350 de cai, e ceva. Și 1200 de kilograme, am ușurat. Și 1200 de kilograme, deci sunt sigur că... Rupe circuitul. Cutia nu prea e okay. V-ați cronometrat astăzi? 1.50 am făcut. 1.50 astăzi. Nu, față de 2.15 cât a făcut băiatul cu Loganul. Și suntem și pe linia de start-sosire. Avem aici semaforul, scrie track day și în stânga. Fiți atenți cum vine ăsta cu viteză. Fuuu! Dacă clipești, îi ratezi. Uite-l, Serie 3-ul. Uam, cola la dietă!
Și ce mai avem? Sper că Ștefi dă un pic de zoom acolo. Deci aici poți să stai, să le faci poză, să te uiți și să faci un vlog frumos. Ăsta a fost episodul meu de astăzi cu Loganul pe circuit și auzi că o scos Mihuț cu el 2:15. Așa? Deci Mihuț a scos cu el 2:15, iar domnul cu mașina care era descoperită, decapotată, Fordul ăla super tunat, 1:50. Deci, ui bun Logan, numai cu 25 de secunde mai slab decât o mașină pregătită special cu suspensie, cauciucuri, 300 plus cai și ușoară. Deci, performanțe. Eu am fost Andrei, dați un like dacă v-a plăcut și bineînțeles că ne vedem la următorul. Salut!